Asfaltările și reparațiile străzilor din municipiul Suceava în următorii 3 ani vor costa aproape 10 milioane de euro. Primăria Suceava va scoate la licitație în perioada următoare un contract multianual valabil până în 2016. Primarul Ion Lungu a anunțat că a preferat această variantă pentru a evita întârzierile provocate de contestații. În alte condiții, nu ne putem folosi de acest contract de asfaltare decât o jumătate de an. 3 luni de zile întârzie cu licitația, n-ai aprobat bugetul. 3 luni de zile, în mod normal, octombrie deja e cu risc, noiembrie, decembrie, nu mai poți lucra că e vremea rece afară. Și rămânem pe perioada de iarnă și în alte perioade descoperiți în ceea ce privește întreținerea străzilor. Ba mai mult, o firmă care câștigă un contract de ăsta multianual, poate are curajul să mai doteze cu utilaje, să facă dotări în ideea că se amortizează cheltuielile. Deci este prima licitație pe care o să o propun multianuală. Eu zic că este chestie de bun simț să nu facem pe 4 ani, pe anul 2016, când o să fie campanie electorală, să nu grevăm bugetul unui nou consiliu local, unui nou primar. De aceea voi merge cu 3 ani de zile pentru anul 2013, 2014 și 2015 pe o valoare aproximativă, așa cum v-am spus, de 400 de miliarde, aproximativ undeva la 10 milioane de euro. Actualul contract pentru întreținerea străzilor din municipiul Suceava expiră în luna aprilie.